Deșteptarea. A fost nevoie de intervenția pompierilor în Piatra Neamț. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că o femeie de 71 de ani, care s-a urcat pe acoperișul balconului ca să spele geamurile, a rămas cumva blocată acolo. Da, ceea ce ne dorim și nouă, la 71 de ani, să mai fim în stare să ne urcăm pe acoperișul balconului. Pe acoperișul balconului? Doamne, dar ce era Spider-Man? Cum s-a suit acolo? Cred că vrea să mai trăiască niște senzații. Dar era la bloc, nu? Sau ce da, 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 la bloc. S-a urcat să spele geamurile și a rămas blocat acolo. Și au venit pompierii, evident, cu autospecială cu scară. De data asta, nu erau la Constanța sau ce? Nu, erau la, era Piatra Neamț. A, ai văzut de... Așa. Au ajuns la femeie, unul dintre salvatorii a luat-o pe doamnă de pe acoperișul balconului, a băgat-o în interior, în apartament. Însă așa, când să intre și el ca tot pompierul, sau mă rog, ca tot omul în casă, ca să iasă așa cum ar fi fost normal pe ușă, femeia a zis stop! Cum? Stop! Așa. Ai voie la mine în casă. Și a spus să coboare tot pe balcon. Da, de ce? Adică l-a trimis din nou pe scara culisabilă pe care se urcase să o salveze. De ce a făcut acest... Pentru că făcuse curățenie femeia în casă și pompierul era murdar pe tălpi și intra cu cizmele alea, nu înțelegi. Of, Doamne. Se plin de funingine, da, și de astea deranja acolo. Stai mai că acolo, mai salvat, mai salvat? Da. Până aici, da, te-ai până făcut aici, jobul, gata, la revedere. La revedere toată lumea la casă. Unde intri așa? Până și vecinii au, da, venit în povestea asta. Și... Haideți, doamnă, lăsați-l și pe el în casă. Nu, dau mărturisit că, doamne, îi place să aibă tot timpul casa impecabilă. Da, da. Deci cred că și vecinii sunt pățiți cumva, știi? Degeaba, da, te duci tu cu o cană de făină, o cană de zahăr. Eu știu ce se mai dă așa printre vecini, că nu te lasă în casă. Da. Adevărul că sunt oameni care au, fac așa, impecabil, ce să zic. Maica mea făcea așa, chiar făcea la milimetru, face și acum, dar ne lăsa în casă, asta e singura diferență. Pe geam sau pe ușă. Taică-mi era pompier, deci... A, ok. Tot l-a primit. A venit odată de la un foc și era așa negru de funingine, s-a uitat maica mea pe vizor și a zis, cine ești? Da, da, da. Tatăl tău avea mereu două opțiuni de intrare în casă, ori pe scară, ori pe ușă, scară, deci... Da, culmea că stăteam la ultimul etaj, putea să coboare. Deșteptarea